Stimați buzoieni, bun venit la o nouă întâlnire de vineri după amiază. De data aceasta am zis să fac un efort, un maraton, de a vă prezenta câteva dintre cărțile primite de mine în ultima vreme, de la prieteni, de la condeieri buzoieni, de la oameni care, în ciuda vitregii vremurilor, se încumetă să stea acasă, să reflecteze, să gândească, să mediteze, uneori poate la ore târzii. Și este așa un imbold pe care l-am nestăvilit de a aduce în fața privitorilor și aspecte ale vieții mai puțin frecventate, mai puțin luate în discuție. Mai ales măcar ca o temă de meditație, cu ce se ocupă unii oameni în aceeași vreme, în aceleași timpuri, și cu ce se ocupă alții. Alții care au deprinderea aceasta, poate nativă, poate cultivată, de al confesiunii secrete și discrete, dând la lumină cărți. În vremurile acestea, când tineretul în general se uită după felul cum își procură alții mașini luxoase, cum își petrec voiaje în străinătate, cum își construiesc unii imobile, vile, cum petrec unii alții în cluburi cu cărând șampanie de 1000 de euro sticla cu roaba și participând la tot felul de extravaganțe. În aceste vremuri există și oameni care acolo, în căsuța lor, în cămăruța lor, cu mâna la tâmplă, cu hârtia și condeiul, încearcă să dea la lumină cărți, să pună în circulație idei, sentimente, stări, pe care, bineînțeles că publicându-le, vor să le împărtășească și cu alții. Nu le scriu numai pentru ei înșiși. Dar, așa cum constatăm cu toții, cu mare amărăciune și cu mult regret, așa se citește din ce în ce mai puțin. Chiar dacă, în ciuda vitregiei vremurilor, cum spuneam, se scrie mult. Se scrie mult și se citește puțin. Și atunci se pune întrebarea, pentru cine scriu acești oameni? Cui folosește strădania lor? Pe vremuri exista o întrecere în a se afirma în domeniul cărții, al culturii scrise, al literelor. Tineri, uneori foarte talentați, alteori veleitari. Existau și pamflete și ironii la adresa celor care nu aveau vocație, dar se încumetau să scrie. Este de notorietate un pamflet al lui Elia de Rădulescu, Domnul Sarsailă, autorul. Ca să pară interesant în saloanele și la balurile respective, să iasă în evidență un anumit prototip de tânăr satirizat aici, numit Sarsailă, așa își păta cu cerneală mâinile, pantalonii, așa, cu lornionul specific epocii, încerca să aibă, să facă figură de scriitor. Deci, există o lume și aici, lumea scrisului, cu caractere, cu ființe foarte diferite, cu înzestrări foarte diferite. Unii se exprimă în vers, alții în proză, în eseu, în memorialistică, scriind memorii de călătorie, uneori interesante. Alții în zona satirei, a pamfletului, alții în și alte forme de, așa, de literatură. Unii scriu cărți, studii științifice, cărți de specialitate. Eu îmi exprimam în unele din emisiunile anterioare
opinii critice referitoare la starea manualelor așezate pe băncile elevilor. Și aceea este o muncă a unora de a aduna fragmente, pentru că opere întregi nu este întotdeauna posibil, și de a le așeza, de a le orândui în așa fel încât elevii să aibă imaginea a ceea ce s-a produs în domeniul limbii și literaturii române, culturii naționale, pentru a li se face acea minimă cultură generală în școală. Dar spre surprinderea multora dintre noi, am văzut că există propuneri care vin din partea unora cu pretenții, gen Mircea Cărtărescu, care propunea nu de mult scoaterea obiectului limba română de la bacalaureat. Limba română înseamnă și literatura română. Deci trăim vremuri controversate din toate punctele de vedere. Ca un slujitor al culturii de profesie, pentru că am condus o instituție de cultură și am predat la catedră limba și literatura română, am fost și sunt în continuare invitat la lansări de carte, la manifestări cultural-literare și cu această ocazie, bineînțeles că primesc de la cei în cauză cărțile lor. Cărțile lor care acum numai așa în grabă am luat câteva și le-am adus să spun câte două cuvinte despre fiecare, despre unele mai mult, pe care le-aș folosi dacă aș avea mai mult timp ca pretext pentru a dezbate și aspecte controversate ale societății românești. Am participat recent la lansarea cărții lui Mihai Sărcuțan, Căderea în Paradis, cu trei novele. Una dintre ele se intitulează chiar Căderea în Paradis, a scos-o în titlu, considerând-o mai reușită din punct de vedere estetic, artistic. Au vorbit acolo, s-au spus lucruri interesante despre carte. Cine a intrat în posesie ei știe despre ce vorbim, cine nu are timp să o caute, să găsească inclusiv prin bunăvoința autorului. Am primit, tocmai de la Timișoara, de la un coleg de facultate, un poet important, Florea Miu, 101 poezii, o culegere editată de editura Academiei Române. Deci nu scoasă așa cum mai scoatem noi pe la edituri no-name, anonime, ci la editura Academiei Române, care își păstrează încă o doză de respectabilitate în postura de editură a principalului for științific și cultural al națiunii, Academia Română. Aici mi s-a adresat, așa cum toate cărțile de față au un autograf din partea autorului, uneori măgulitor, alteori complezent, din partea lui Florea Miu, l-am de adevăratele, ca să zic așa, prietenului meu cu sufletul cât lumea. Așa mă caracterizează, deși alții mă văd foarte rău, pentru că eu m-am împăcat cu chiar cu ipostaza asta de a fi receptat și privit ca un om foarte rău. Și nu mai citesc mai departe ce-mi zice. Aprilie, dar el zice prier, folosește arhaismul, prier în loc de aprilie. 2023. O carte foarte, foarte valoroasă din punct de vedere estetic, un poet adevărat, care mă și îndurerează pentru că are o poezie dedicată unui prieten comun care s-a stins la 36 de ani după ce a publicat 10 cărți, dintre care o istorie a poeziei românești în 4 volume și se numea Mircea Scarlat, care promitea să devină un critic. Unii îl comparau cu George Cărenescu, alții cu alții. Dar s-a stins din nefericire foarte tânăr și îl evocă într-o poezie prietenul Florea Miu pe prietenul nostru comun Mircea Scarlat, scrisoare postumă către Mircea Scarlat.
M-am preumblat prin viața asta tristă, n-am fost nici gentilom și nici tâlhar, îmi place și refuz tot ce există în burgul meu teluric și vulgar. Nu mă frământă gravele probleme, precum îi doare pe mai marii mei, îmi fac la ramuri mici și triste teme, lucra la revista Ramuri de la Craiova, mici și triste teme despre ignari și blânzi epicurei. S-au săturat și slovele de mine, prin cele de prisos câte am trecut, între mereu istorii anodine, nici nu mai știu ce trebuie făcut. Am vrut să mă afirm ca oricine, prietene din timpul celălalt. Îi se adresează lui Scarlat, prietenul nostru, prietene din timpul celălalt, din lumea cealaltă. N-am însă viață în plus și pentru tine și nici cuvinte pentru ce am sperat. Din când în când mă duc la Uniune, e vorba de Uniunea Scriitorilor, dar nu mai este lumea ce o știi, sub apăsarea vremilor nebune, cei morți vorbesc în locul celor vii. N-am mai intrat în universitate și nici prin Grozăvești n-am mai trecut, căminul pe unde ne-am petrecut noi studenția și universitatea din București, n-am mai intrat în universitate și nici prin Grozăvești n-am mai trecut, sunt obosit de drumurile toate pe care încă nu le-am străbătut. Îți scriu cu nesfârșită disperare din veacul meu grăbit și decadent, să-ți povestesc din marea întâmplare a vieții mele fără de accent. Deci, nu e numai o carte de poezie trimisă mie de un prieten, și evocarea unui prieten comun prematur dispărut. Îmi cere un poet bujoian, Teo Cabăl, în repetate rânduri mi-a cerut, și mi-e și jenă de el, să-i dau și lui o istorie a poeziei românești de Mircea Scarlat, care are nevoie de ea. Și o am acasă, are dedicație pe ele Danielei și Lilianei când vor fi mari. Fetelor mele le-a dedicat. În casă la mine. Mircea Scarlat. Și nu o găsesc să-i o dau. Când o-i găsi eu, eu voi da-o. Am dezordine prin cărți și aici le-am luat toate într-o mare dezordine. Am participat la o lansare de carte nu cu mult timp în urmă. O doamnă profesoară, Aurora Ionescu, a cutezat să abordeze poate piatra de încercare pentru un critic literar și un profesor de literatură română, Mihai Eminescu. Lirica și dramaturgia eminesciană. Deci a decupat, nu se ocupă de proza eminesciană, nu se ocupă de publicistica eminesciană, nici de folcloristica, pentru că are și culegeri de folclor, se ocupă în special de lirică și dramaturgie. Mai puțină lume știe că Eminescu are și lucrări în domeniul dramaturgiei și majoritatea au caracter istoric, cu figuri din istoria noastră veche, pe nedrept ignorată acum, acolo sunt portretizați Decebal și toate personajele noastre legendare, dar doamna Aurora Ionescu s-a încumetat să adune într-o carte consistentă așa, scrierile domniei sale, din care nu lipsesc principalele teme când e vorba de lirica eminesciană. Am constatat cu satisfacție că nu ocolește nici poezia gnomică de cunoaștere, plină de înțelepciuni, de maxime și cugetări, glosa eminesciană. Glosa din care le răspund eu unora când îți spun, păi tu îi mai critici pe mulți cu tare, dar tu de ce n-ai făcut aia sau aia sau aia? Și răspund și eu din glosa lui Mihai Eminescu, pe care nu o ignoră nici doamna Aurora Ionescu. Nu spera când vezi mișeii la izbândă făcând punte, te-or întrece nătărăii chiar de-ai fi cu stea în frunte. Te amânai că tavor iarăși între dânsii să te plece, nu te prinde lor tovarăși, tu rămâi la toate rece. Deci
Am ținut să vorbesc și despre cartea dumneavoastră, cu atât mai mult cu cât din cauza emisiunii, că trebuia să vin aici la emisiune, să fiu aici la 4 și jumătate, lansarea dumneavoastră de carte de la Seminarul Teologic a durat mai mult, a trebuit să plec și n-am apucat să mai iau cartea. În schimb, am făcut rost de ea de la altcineva ca să fiu în temă și să vă prezint și dumneavoastră. Un alt profesor din Buzău, cu care n-am avut onoarea să mă cunosc personal, dar care se cunoaște și se apreciază reciproc cu soția mea, fostă profesoară de limba engleză la Colegiul Național HDU, profesorul buzoian Liviu Stănilă ne-a trimis, bineînțeles că dedicația aparține soției mele, că au fost colegi, nu mie, ca la celelalte cărți, un buzoian cu treieră Europa. Carte consistentă, un număr impresionant de pagini, 620 și ceva de pagini, ilustrată cu imagini, cu așa, un memorial de călătorie dens și filtrat prin spiritul unui intelectual veritabil, profesorul Liviu Stănilă. Un buzoian cu treieră Europa, scoasă la editura Edit Graf, aici, în Buzău. Nici nu știu pe ce să pun mâna mai întâi. Ne-a părăsit nu de mult un om despre care nu pot să vorbesc încă, dar va trebui să o fac, pentru că am avut multe în comun. Controversat și el în percepția publică, așa cum sunt și eu, Ovidiu Cameliu Petrescu, fost deputat, fost vicepreședinte al Camerei Deputaților, fost șef al delegației române la NATO, așa, dar și un mecena care pe banii lui a tipărit cărțile multor poeți și scriitori locali de-a lungul vremii. Iar în momentul de față, Societatea Culturală Renașterea Buzoiană, pe care el o conducea și am înființat-o împreună, numele este dat de mine, asta este. La ora aceasta, Societatea Renașterea Buzoiană este condusă de fiica lui, fiica lui Ovidiu Petrescu. Deci, aici am o carte, Ce-i de făcut, Ovidiu Cameliu Petrescu, în dialog cu publicistul Călin Ghețu. Au avut ei o serie de emisiuni la o televiziune locală și s-a construit într-o carte. În schimb, dacă nu eram grăbit și le luam mai atent de acasă și dacă vroiam chiar să vorbesc despre Ovidiu Petrescu, luam cartea lui de versuri, Ulise Orb, care este ediție bilingvă cu o traducere în limba engleză de profesorul Horia Blănaru, inspirată și traducerea lui Blănaru și poezia lui Ovidiu Petrescu. Despre Ovidiu Petrescu va trebui totuși să vorbesc sau să scriu, pentru că sunt niște lucruri care sunt convins că îi vor interesa pe mulți, mai ales pe aceia care nu l-au receptat și nu s-au purtat cu el cum să cade în timpul vieții. Dintre colegi și dintre camarazi și multora la care le-a făcut mult bine, vin adesea la emisiuni cu însoțit de Stan Brebenel, care, iată, se dovedește a fi harnic după cronici de întâmpinare, după cărți dedicate în principală întâmpinării noilor veniți în domeniul literaturii, dar nu numai al debutanților. Cărțile noi sunt luate de el în discuție de obicei, dar aici am un volum, volumul 5, din antologia poeților români. A făcut o antologie în 5 volume, iar acest ultim volum, cel mai nou, cel mai proaspăt pe care l-am avut eu lângă mine, la îndemână, este dedicat boemilor, poeților boeme. Există o boemă a poeților mai puțin înregimentați. Ei au avut raporturi speciale și cu societatea, și cu prietenii, și cu uneori și cu paharul, și cu ca poeții. L-am criticat, că i-am zis, domnule, dar nu l-ai trecut aici pe unul care avea ceva tangențe cu Buzău? Și l-am trecut. L-ai trecut, dar nu l-ai trecut cu poezia lui, care mi se pare mie cea mai semnificativă. E vorba de unul care era supranumit în mediul lor scriitoricesc,
Ahoie, Tudor George. Ah, de-aș fi fost o poartă grea de forje, cu lacăte și răsucite chei, dar eu fui titirezul Tudor George, de strajă în vânt și în pragul cârciumei. Deci vorbește aici Stan Brăvenel, îi prezintă despre celebra cârciumă Singapore, pentru că erau foarte mulți Virgil Mazilescu și atâția și atâția singaporeeni. Interesantă antologia prietenului meu Stan Brăvenel, un poet cu ștate vechi în județul Buzău, stă acolo în Cizlăul lui cu minte, dar scoate cărți importante și poate că este între buzoieni un creator de stil recognoscibil cu mare ușurință de la distanță, Nicolae Gâlmeanu. Adică recognoscibil nu în sensul de facil, dimpotrivă. Mai zgrumțuros câteodată, dar creator de stil poetic. Ascultă cum zboară mormintele. Este un titlu care te înfioară de la început, al lui Nicolae Gâlmeanu. Mi-a dat cartea asta și cu autograf, bineînțeles, și distinsului om de cultură. Ce să faci? Ne gratulăm unii pe alții, măcar prin autografe. Dacă în viața de zi cu zi ne întâlnim mai rar. Așa. O poetă cu un trecut important și cu operă deja, Valeria Manta Tăicuțu, de la Râmnicu Sărat, Marea Sarcastică, e ultima ei carte care mi-a parvenit mie, bineînțeles tot cu autograf. Doamna Manta Tăicuțu scoate și o revistă foarte importantă, foarte interesantă, Spații Culturale. În revista Spații Culturale m-a primit și pe mine. Aici, Mircea Costache, am un material, Limba, cel mai prețios document istoric, ignorat de cercetarea istorică românească. În Dicționarul Explicativ al Limbii Române, foarte multe cuvinte au origini străine. Majoritate, mai toate. Dacă cumva au găsit un cuvânt realizatorii Dexului, mult lăudatul nostru, Dex, dacă au găsit un cuvânt care nu are o etimologie străină, care nu provine, după părerea lor, nici din maghiară, nici din germană, nici din sârbă, nici din limbi slave, nici din turcă, nici din albaneză și nici din bulgară și nici... Și atunci spun etimologie necunoscută. Să nu cumva să fie de origine autohtonă, traco-daco-getică de-a noastră. Nu. Oricum, dacă nu îi găsim o origine străină, atunci etimologie necunoscută. Nu cunoaștem. Acesta este marele Dex, lăudat de mulți din Deșteptare în culcare ca o operă fundamentală, care are carențe grave din acest punct de vedere. În materialul ăsta eu atrag atenția că a apărut un studiu științific al unui maghiar, Bacos Ferenc, care atestă, a apărut sub egida Academiei Ungare de Științe, nu așa la un cost de stradă. Așa, în lucrarea respectivă atestă că 2333 de cuvinte din limba maghiară sunt de origine română. Ei, aceleași cuvinte, 2333, în Dex, în Dicționarul Explicativ al Limbii Române, sunt de origine maghiară. Pasă de mai înțelege ceva despre Academia Română, principalul for științific al țării. Suntem încă restanțieri la multe lucruri vitale pentru neamul românesc și pentru spiritualitatea românescă. Cine dorește, găsește. Același material se poate găsi și în Almanahul Renașterea Buzoiană, tot subsemnatul, și aici găsim mulți buzoieni, fiecare cu prezentarea lui, cu un material important. Să vedem anul ăsta dacă vor mai putea cei care l-au scos până acum, din punct de vedere material, pentru că nu-i ajută nimeni. Primăria cere sunt făcute de așa manieră că să accesezi o sumă de bani pentru o lucrare de acest gen, trebuie să completezi atâta formularistică și să dai atâta răspuns, încât te lași sunt făcute special ca omul să renunțe, să lase pe gubaș și să caute pe la un întreprinzător, pe undeva, dacă poate sau dacă nu, să renunțe, să nu mai scoată acest almanah Renașterea Buzoiană, care are multe valori în el.
nu numai că aș fi și eu printre ei pe acolo, e vorba de ceilalți care, număr de număr, au constituit un fel de sinteză a ceea ce s-a produs în cultura buzoiană într-un an de zile. Asta nu e un almanac din ăla evocat de celebru om politic român, Vanghelie, care avea o cultură de almanahe. Asta este o lucrare chiar serioasă, care apare cu o sârdie, cu îngrijirea, sub îngrijirea lui Viorel Frâncu, cu importante preocupări pentru cultura locală și din trecut și de astăzi, mai ales în domeniul istoriei presei. Deci Frâncu face selecția materialelor și mai departe și Teo Cabel face tehnoredactarea. Amândoi au merite deosebite, dar să vedem cine mai vine ca să scoatem și pe anul ăsta, pe 22. Să vedem cine scoate pe 2023, pe anul ăsta. Pentru că el putea să apară până acum, dar nu sunt resurse financiare. Pentru că vorbeam de doamna Tăicuțu, din care n-am timp să citesc, deși trebuia măcar una de aici. Un volum de poezie la maturitate, care arată o așezare valorică în poezia română contemporană a doamnei. Dar și soțul Nicolae Tăicuțu îmi trimite adesea cărțile, avea multe la îndemână, dar am luat numai una aici, pe cea mai recentă care am primit-o anul ăsta, în 2023, Semn de la Vrăbii. El primește semne, dar în general din câmpie, de la el este un campestru, așa, ca și mine, pentru că de la el de acolo, din lanuri, așa, și până la Jerlău, pe aceeași șosea, nu e, peisajul nu se schimbă substanțial, aceeași salcâmbi, aceeași floarea soarelui, aceleași lanuri de porumb, aceleași vrăbii care, uite, îi trimit lui semne. Un buzoian care trăiește în la Urzișeni, Nealumița Titi Damian, ne-a dat cărți importante, n-am venit aici, că era de cărat mult, cu trilogia Muscelenii, cu un roman așa amplu, și foarte apreciat de cunoscători în materie, dar mi-a trimis și un studiu dedicat lui Damian Stănoiu, unui scriitor important și interesant, autorul unor romane foarte gustațe de tineri pe vremuri, Alegere de stariță, Chev la mănăstire, din mediul acesta monahal. Deci despre Damian Stănoiu, Titi Damian a făcut un studiu masiv, așa, monumental. Eu aici am cartea lui Lecturi polifonice, în care omul notează pe scurt impresii de lectură despre cărțile tot așa primite cum le primesc și eu, numai că eu le primesc, citesc și tac. Alții le fac onoarea celor care le-au dat cărțile de a scrie despre ei și Titi Damian este unul dintre cei harnici care se exprimă. Mi-a adus Stambre Benel din partea lui domnul Marius Cenica Imperiul Memoriei, Tristețea anotim nedefinit. Este un melanj într-un fel de stări, participări la manifestări, evenimente. Așa, fiecare carte, cum spun în latinii, habent sua fata libelli, cărțile își au destinul lor. Le scriu oamenii, le pun în circulație, în ultima vreme se pun în circulație într-un tiraj foarte mic, uneori confidențial, 100, 200, 300 de exemplare, date la prieteni și la neamuri. Necum să ajungă prin biblioteci sau să ajungă pe masa criticii de specialitate, să ajungă. Deci trăim vremuri vitrege din acest punct de vedere. Unul dintre prietenii mei care s-a stins nu de mult, doctorul Eugen Costel Popescu, domnule, și-a lăsat medicina lui deoparte, deși un doctor foarte bun, era... A murit singur în casă, a fost găsit acolo într-o localitate cu nume de rezonanță pentru români, la Scornicești, acolo trăia, Olt, așa, dar are cercetări extraordinar de interesante
în domeniul istoriei noastre vechi, străvechi. Această lucrare pe care o am în față, a lui Eugen Popescu, se numește Neamul Jet. Există mulți oameni care știu că înainte de a fi noi români, am avut strămoși geți. Și înaintea geților și dacogeților și tracilor au existat, spune Eugen Popescu într-o altă lucrare, doctorul Eugen Costel Popescu, doctor honoris causa al Academiei Daco-Române, așa, moștenirea titanilor și atlanților în continuitatea istoriei daco-românilor. Deci înainte de aceștia au existat titanii și atlanții. Se miră unii de ce sunt și pe aici, pe la Bozioru, descoperite schelete de urieși. Lucrări foarte interesante. Am și istoria românilor, ceva mai substanțială, de Eugen Popescu. Fie odihnească-se în lumină acolo unde este, pentru că s-a dus prea repede. Și avea preocupări extraordinar de interesante. Tudor Cicu a lansat nu de mult, de câteva luni, un roman, Pierduți prin Siberia. Ți se face frig numai când îi vezi și grafica și cu întâmplările de aici. Noi avem o istorie frământată. Mulți români, în special din Basarabia, au fost deportați în Siberia și pentru că vița asta pe care unii aici își pun cenușii în cap, asta e România, domnule, noi nu ne facem, noi. În Siberia deportați, în ținutul acela neprimitor, ostil, cu ghețuri, cu geruri, cu prietă, acolo unde nu crește nici cine știe ce vegetație sau pom sau floare, acolo oazele alea unde au fost deportați români s-au ridicat în timp la civilizație. Prin hărnicia și prin truda lor se vede unde au fost. Unde au fost deportați, unde au trăit rușii de ai lor sau alte nații, nu au același mod de gospodărire și aceeași râvnă și nu poartă amprenta hărniciei și destoiniciei așa cum poartă la comunitățile românești de acolo. Ar trebui multă informație, mai ales în școală, de mici și în familie și în alte împrejurări, o informație corectă ca să nu ne mai punem cenușă în cap ca neam, că nu merităm. Să mai spunem și adevăruri. O să mai am de spus către dumneavoastră și alte lucruri de data aceasta în partea a doua a emisiunii, după o scurtă întrerupere. O să vorbesc tot despre cărți și despre autori, dar și ca pretext de a mai trage niște semnale despre urbea în care trăim, despre felul cum sunt tratați anumiți oameni de către autoritățile noastre și despre valorile mari pe care le-a dat Buzău și pe care le cam ignoră. Vă spuneam într-o emisiune trecută că îl ignoră și ignoră și posteritatea și l-a ignorat și în viață pe un mare creator dat de vatra Buzăului, poetul Ion Niculescu. Acum o să vă vorbesc despre Ion Gheorghe. De aceeași talie, dar cu altă factură, pentru că nu sunt trași la Indigo. Sunt individualități puternice și unul și celălalt. Și o să vorbesc despre poetul de origine buzoiană născut la Florica și care și-a petrecut verele până nu demult la Sărățeanca, la poalele dealului Dării, Dara, așa, sau și Ciuhoiu, în zona Istriței. Așa, despre Ion Gheorghe. Deci, revenim. Continuăm maratonul început în prima parte a emisiunii și am plăcerea să vă prezint o lucrare de semnată de un personaj controversat al perioadei post-decembriste românești, așa cum mulți patrioți români au fost controversați și uneori târâți în derizoriu și etichetați în fel și chip. E vorba de doctor în economie Gheorghe Funar, fost primar al Clujului, senator al Partidului România Mare și actualmente liderul unui partid care se numește România Noastră. Gheorghe Funar, între preocupările lui,
Mi-a trimis și cărți, bineînțeles, cu autografe măgulitoare, pentru că noi am dus o luptă grea împreună în Parlament. Domnului Mircea Costache, un luptător pentru adevăr și luminarea românilor. Gheorghe Funar și mai departe. Deci, aici eu am multe cărți de la el, SOS, Ardealul, Aflăm adevărul, adevărul adevărat despre biografia Mântuitorului nostru Iisus Hristos, și aici sunt controverse. De data aceasta am în față lucrarea Cifrele getice, cifrele primordiale pe pământ. Noi am învățat că la școală că cifrele sunt arabe. Și ne demonstrează Gheorghe Funar cu trimiteri la lucrări de specialitate, nu și la istorie, că arabii pe la vremea aia nu prea aveau cifre deloc și că cifrele sunt getice, sunt de pe aici, de pe la noi. Între altele, lucruri foarte, foarte interesante, mi-a atras atenția 1. Am fost odată întrebat când eram la o emisiune, la un alt post de televiziune local, de către omologul Lucian de aici, Perianu, care era acolo și cred că mai este și astăzi. Și domnul, că vorbeam, eram prag de iarnă și am făcut o emisiune interesantă acolo. De unde vine ler ăsta? Ce înseamnă ler? Lerul e ler, lerul e Doamne ler, ler. Și ce ne spune în lucrarea aceasta Gheorghe Funar? Pe lângă încercarea disperată a asasinilor de neam și țară, precum și a slugilor acestora de a ascunde pe mai departe adevărul privind cifrele primordiale ale geților, se înscrie și penibila bâlbâială în legătură cu refrenele întâlnite în multe colinde românești. Ler împărat și lerui ler sau lerui Doamne ler. Foarte mulți români, pe bună dreptate, au întrebat și vor să știe care e semnificația acestor refrene. Și de când datează, așa cum a întrebat pe mine domnul Perianu. Le este frică de adevăr, dar de ce le este frică, nu vor scăpa. Pentru că, spune el aici, că numele vine de la împărații romani Galeriu, respectiv Galeriu cel bătrân, și nepotul său Galeriu cel tânăr, și le da anii, cel bătrân 293-305 după Hristos, și Galeriu cel tânăr a domnit la Roma între împărata Romei între 305 și 311 după Hristos. Amândoi au fost de origine geto-dacă. Ce au făcut ei? Au făcut o reformă prin care li s-a dat dreptul celor din zona noastră și creștinilor în general să aibă loc de închinare, să aibă troiță, să practice la vedere credința în Dumnezeu, creștinismul, pentru că până atunci era interzis și toți credincioșii creștini erau prigoniți. Au alungat această prigoană, i-au lăsat să se asocieze, să-și facă biserici, să-și facă, apropo, la italienii îi spun și altă, și lumea occidentală în general, alții zic templu, la locul de închinare, de închinăciune, la casa Domnului, iar alții catedrală, care a intrat între timp și la noi catedrală mai des. Dar românii au biserică, care vine de la bazilica, biserică. Deci, pentru reforma aceasta radicală și foarte importantă în vremea aia, de a nu mai fi prigoniți creștini și de a îi lăsa să aibă loc de închinare și să-și practice credința lor, a fost pomenit Galeriu, dar în limba poporului de jos, nu l-au ținut numele între Galeriu. Ler, ler împărat, care ne-a dat nouă drepturi și așa mai departe. Și el cântă și azi în colinde, unicat. Nu există la alt popor colinde dedicate lui ler împărat și să fie evocat cu lerul ler în colinde. Părintele ale cărui cărți nu le-am adus, că ar trebui să n-am loc să car cu sacul, așa, Sava Bogasiu se numește scriitorul și e vorba de Părintele Mile. Mi-a spus că a rămas foarte impresionat de această interpretare a originii refrenului colindelor românești, ler, de la ler împărat, de la Galeriu. Deci împărați și cel tânăr și cel bătrân, cum spune Gheorghe Funar, de origine geto-dacă. Pentru că noi am avut peste 40 de împărați și, a Imperiului Roman,
de origine dacă. A fost o perioadă în care romanii plăteau tribut dacilor, dar noi am învățat o anumită istorie, poate reușim vreodată să o învățăm și pe cea adevărată, istoria veche în general, care ne arată într-o lumină cu totul și cu totul opusă îndoctrinării din școală cu adevăruri trunchiate sau cu ocolirea, să nu vorbească nimeni prea mult despre plăcuțile de la Tărtăria, care ne arată că suntem primii în Europa care am știut scrisul, să nu vorbească nimeni despre adevăratele noastre origini trecute în plăcuțele de la Sinaia, așa, zac plăcuțele în subsolul muzeului Vasile Părvan, institutul, așa, deci Institutul de Arheologie Vasile Părvan. Deci avem mari carențe, ni s-a falsificat atât de mult, inclusiv istoria, încât am ajuns în războiul ăsta psihologic să ne punem cenușă în cap și să avem o impresie proastă despre noi înșine, nemeritat. Când ne vom redescoperi și adevărata istorie și adevăratele virtuți ale neamului, ale părinților noștri cultivate până nu demult pe lângă carul cu boi și în câmp la muncile cele mai grele, vom constata că nu suntem acei netrebnici care ni se tot bagă în cap de dimineață până seara, care trebuie să ne lăsăm deposedați de resurse, să ni se dea pădurile, să ni se vândă terenurile, să ni se dea petrolul și gazele, să ni se dea aurul și pentru că și așa noi nu merităm. Nu este adevărat. Mai avem de citit, de învățat și mai avem o datorie sacră înainte de a părăsi această lume, de a ști cine suntem, de unde venim și care este dreptul nostru istoric. Pentru că de aceea am decăzut, încât suntem singura țară din lume înconjurată numai de conaționali. Există cărți, lucrări de specialitate și alții care vorbesc despre românii din jurul României. Păi de ce să fie românii din jurul României și să nu fie românii din România? Pentru că cineva a câștigat cu noi războiul psihologic prin care ne auto-blamăm și când nu trebuie. Deci am ținut să vă arăt această carte. Bineînțeles că un naționalist care a fost criticat că vopsește băncile în tricolor are și cartea cu opertă tricoloră. Așa. Dar oriunde te duci, în toată țara asta, la ora asta, vezi tricolorul arborat, diferite piese de mobilier urban sau rural în culorile tricolorului și nu mai este atât de hazliu și de hazos cum încercau și cum reușeau unii să-l eticheteze, să-l pună la stâlpul infamiei pe un om destoinic din această țară care a fost și este încă Gheorghe Funar. Deci, dacă am vorbit despre Funar, trebuie să aduc aminte și despre Vadim Tudor, dar este justificată reținerea. O să încerc să citesc cum să citesc, să spun pe din afară, că știu, un pamflet din cartea Pamflete cu sifon albastru. Ca să vedeți cât de îndurerați au fost patrioții români și cât de huliți pe nedrept au fost. Acum au încercat unii să-l reconsidere, că domnule era cult, că domnule era patriot. Acum, în timpul vieții, când i-au dat cu basculanta în garduri și i-au aruncat cu pietre în geamuri acasă, nu interesa pe nimeni. Mai mult unii jubilau, pentru că îi deranja genericul ăsta România Mare. Deși, pe de altă parte, pe la colțuri așa se recunoaște că avem de jur împrejur al țării noastre numai români, românii din jurul României și că România cu ei ar fi fost, cu adevărat, România Mare așa cum a mai fost. Când am fost noi mai destoinici și când conjunctura internațională a fost folosită cu mai multă inteligență de conducători patrioți, nu de trădători. Vatra Buzăului a dat scriitori importanți. O să vorbim și o să fim obligați să vorbim despre Gheorghe Istrate de la Limpeziș. S-a stins, nu de mult. Despre Florentin Popescu, un om care e atât de harnic. El zice, eu v-am citit pe toți. Într-adevăr, i-a citit și a și scris despre ei. Scoate o revistă
de cultură în București, Bucureștiul literar și artistic, foarte importantă, scrie despre toți. L-am avut și aici, la campus, într-o emisiune împreună cu Dinu Săraru, prozatorul Dinu Săraru, și cu Florentin Popescu și cu Stan Prebenel. Am avut o emisiune pe care eu am moderat-o. Despre ei vom vorbi altă dată și despre alți și alți scriitori din Vatra Buzăului. Acum vreau să mă opresc un pic mai mult la Ion Gheorghe. Ion Gheorghe, un nume așa de românesc și de comun, așa, reprezintă de fapt o persoană și o personalitate covârșitoare în literele române. Ion Gheorghe, născut la Florica și spuneam că a trăit în verile, în special acela Sărățeanca, este autorul a vreo 28 de cărți publicate, din care 24 până în 1989, înainte de Revoluție. Pâine și sare, 1957, Căile Pământului, 1960, Țara Rândunelor, 1963, Cariatida, 65, Nopți cu lună pe Oceanul Atlantic, Scrisorile esențiale, 1966, Zoosofia, 1967. N-am timp să intru în ele, că sunt interesante. În Zoosofia are niște jocuri ludice de mare interes, în special pentru literați. Dar n-avem timp să intrăm în ele. Struțo, Barza, Calou, Boul, niște întruchipări, în acestea niște mixturi. Calou, Boul, Betutun, cu Nerone cel nebun. Era vorba de Nero, cel care a dat foc Romii. Vine iarba, 68, Cavalerul Trac, 1969, Mai mult ca plânsul, Icoane pe sticlă, Editura Albatros, 1970, Cele mai frumoase poezii, 1972, Megalitice, 1972, Avatara, Cultul zburătorului, Noimele, Dacia Phoenix, Proba Logosului, Cenușile, Zicere la zicere, Elegii politice, care a fost publicată în trei rânduri, 1980, 1982 și încă o dată după Revoluție. Scripturile, Joaca jocului, Și mai joaca joc, Condica în versuri, Zamolxiile, Musaios, Cogaioanele, Munții marilor pontifi, Eponimele eternității în tabletele de plumb, alea de care vorbeam noi, tabliții de la Sinaia care au fost în aur, păi au fost rase în plumb, că aurul l-au folosit regii să facă Palatul Peleș. Sutrele țăranului Iancu Arsene. Și are el încă vreo 8, dacă nu mai multe, 15, 20, extraordinar, cărți, deci aproape cât a scris și cât a publicat, are opere în manuscris, adică scrise și nepublicate, și lucrări ample. Cabala Dacică, 345 de pagini, Mistere, Gnoze, Erezii și Eresuri Sofice în Dacia, 700 de pagini. Eseu și fotomontaj despre sigiliul lui de la Caronovo, 26 de pagini, ăsta e mai mic. Vexilele Bazileilor, 716 pagini. Spațiul aulic de osmoză cosmică în Dacia, 288 de pagini. Doctrinele icoanelor țărănești, 292 de pagini. Nostalgia carpatică, civilizația megalitelor și așa mai departe, cultul zburătorului. Deci, acest Ion Gheorghe, cu o operă fabuloasă, vă dau așa numai un amănunt. Când l-am sărbătorit pe Ion Gheorghe la Biblioteca Județeană, la împlinirea vârstei de 75 de ani, când a scos și această carte, cu această ocazie, și a lansat-o tot atunci, în ziua în care am primit 75 de ani, și a fost omagiat la Biblioteca Județeană, în aula Basilio Orgulescu. Acolo, în timp ce el povestea ceva, viața lui, ne prezenta și despre lucrările lui și așa mai departe, a intrat Ion Nicolescu, un alt mare buzoian, și s-a așezat undeva în sală, pe la jumătate.
s-a oprit Ion Gheorghe, pentru că el știa cine are în sală, cine suntem noi, și de alde noi și de alde așa localnici, și știa și cine e Ion Niculescu din lumea aia bucureșteană a boemilor și a figurilor interesante ale poeziei române din acea perioadă. S-a oprit din discurs, s-a dus la el, l-a îmbrățișat, l-a sărutat pe ambii obraji, l-a întrebat ce face, l-a așezat la loc și a venit și a continuat discursul. Se întâlniseră două mari spirite. Buzău nu e așa de sărac spiritual cum cred unii, dar se mai lasă un pic descoperit. Mai trebuie să mai vedem, să mai fim atenți la ce se întâmplă și în cetatea noastră. Pentru că măcar noi, unii dintre noi, să fim atenți, pentru că autoritățile au un fel ciudat de a se purta cu valorile. Apropo de autorități, s-a trezit Ion Gheorghe, când era acela sărățeacă la casa lui de la țară, cu un plic adus de Florentin Popescu, trimis de ăștia de la primărie. Era atunci un primar, așa, nu actualul. Trebuie un plic cu bani și să-l anunțe că a fost făcut cetățean de onoare al municipiului. Și le-a spus Ion Gheorghe, nu am nevoie nici de banii lui, dai înapoi, nici de cetățean de onoare, nu vreau să fiu cetățean de onoare, nici nu știu lângă cine sunt, cine mai sunt ceilalți cetățeni și cât onorează aceia Buzău, așa, pentru că am motivele mele. Și motivele și le-a spus într-un pamflet. I-a tras primarului de atunci un pamflet, redutabil, n-am timp acum să intrăm în el, că ar cam fi cazul că ne-am și deconectat un pic, așa, cât de sarcastic Ion Gheorghe și cât și ce palmă grea are. Dar s-au făcut că plouă, s-au făcut că nu le-a zis Ion Gheorghe nimica, că nu le-a trimis banii înapoi și plicul, că nu le-a respins ideea de a-l numi cetățean de onoare. Și acum, dacă cineva caută pe calculator, pe net, la primăria Buzău, lista cu cetățenii de onoare, îl găsește și pe el acolo, samavonic, împotriva voinței lui. Deci așa ceva nu se face. Că nu știi să te porți cu oamenii și când ești supărat, că ce ceruseră? Să intervină cineva pe linii de jandarmie, de poliție, să-i convințească pe niște oameni care trăiau în vecinătatea lui de o anumită etnie, care îi făceau viața imposibilă acolo. Și dacă venea cineva din partea autorității, se spunea, domnule, lăsați omul să odihnească, este un poet, este un creator, este un om de valoare, vă rugăm să fiți respectuoși. Conta foarte mult, dar nu l-au luat în seamă, nici nu l-au auzit, nu l-au văzut. Vreau să-l facă cetățean de onoare după ce l-au dezonorat, ignorându-l. El e pe listă și acum acolo. Ce-o fi căutând pe lista cetățenilor de onoare, nu știu, că aia care cunosc adevărul și nu sunt eu singurul depozitar al adevărului, așa, pot să vă spună că el a refuzat acest titlu. Ion Gheorghe în cartea asta, Concluziile Senectuții, subintitulată Hâtru, poeme în reportofon. Adică n-a mai stat să le mai scrie. A vorbit și s-a înregistrat. Și pe aceea le-a transpus aici, în carte. Are poezii foarte interesante. Să te cheme Gheorghe și să scrii poezia Legănați-mă gherghini, tu Gheorghe, legănat de gherghini. De un lirism și de o frumusețe aparte. Dar are și lucruri foarte aspre, foarte dure, la adresa actualității, la adresa nedemnilor noștri cărmuitori. N-am timp, aș fi vrut, mi-am semnat pe aici, am îndoit niște pagini să intru să citesc, dar îmi face mereu băiatul ăsta semn că s-a terminat timpul. Pe gruiu Dara, muncel cu lespezi pardosit, caută arheologii ceea ce nu-i de găsit. Dar orbește peste ceea ce n-au învățat să caute, le țiuie urechile de țitere oficiale și flaute. Instinctul fostule-a năucit de psaltichiile bizantine, inventează ocupația romană, ascunzând adevărul ce nu le convine. E o poveste lungă ce spune el aici și foarte adânc. Așa, ar trebui altă dată să ne facem răgaz și să arătăm buzoienilor ce spirite și ce opere au lăsat în urmă acești oameni. Despre Nicolae Labiș, cu care a fost coleg la Școala de Literatură Mihai Eminescu, din șoseaua Chiselev numărul 10, unde astăzi e un sediu de partid. Astăzi, a scrie astăzi despre poetul
care de văzut aievea n-a mai fost văzut, dar care însă ne vede și ne judecă precum ne-a cunoscut, nici ușor nu mai este, nici nu mai are cine cui să povestească. El a fost chemat la loc, zeii l-au retras cu nedumerită scârbă, nedrept l-au petrecut românii și pe acest tânăr Orfeu, gata oricând să-și prefacă doctrina în câteva poeme din cartea Lupta cu inerția. Deci este un poem dedicat lui Nicolae Labiș, prietenului său, de când erau tineri, la școala de literatură, făcuseră regimul acela, o școală în care se învețe cum să scrie pentru omul nou și să scrie cum trebuie, la comanda de partid și nu cum le trece lor în cap și prin suflete. Este un Nicolae Labiș despre care eu am mai vorbit în emisiuni de televiziune și despre care puțină lume știe adevărul adevărat. Astăzi, în lăcașul școlii de literatură, se fâție de colo-colo, bățâind politruci, nu le mai dau numele, tot felul de mediocri, sub un mizerabil buchet de roze, fii de bani gata ai celor ce s-au giftuit sub sloganul lui Marx, pâine și trandafiri. Dar eu păstrez carnetul, depunând mărturia căderii patriei mele. Nu se știe niciodată cine va avea nevoie de aceste memorii. Mai departe, despre Labiș, data viitoare, când ne vom întoarce cu toții. Când ne vom întoarce cu toții la patria cea adevărată. Evocă el în acest poem și faptul că n-au putut să-l dea afară din partid pe Labiș atunci, oricâte năstrușnicii făcea, că citea Kant și citea filozofie, așa zis, germană, care era interzisă, n-a putut să-l dea afară, că venea din când în când acolo Mihai Sadoveanu, impozant, impunător, și cum intra acolo în sala lor de întâlnire cu tinerii scriitori, întreba, Labiș, aici îi? E aici? În graiul lui moldovenesc. Și atunci nu puteau să-l dea afară din cauza că s-ar fi supărat Mihail Sadoveanu. Sper că acest maraton printre cărți n-a făcut atât de rău într-o vineri după amiază. Și pentru că am obosit pe multă lume și am stresat pe multă lume cu satire, cu critici la adresa conducerilor, a politicii românești, a stadiului, a stării în care se află țara, am mai făcut și literatura, am mai făcut de toate. Sper că apropiindu-se timpul cald și scăzând interesul pentru emisiuni de televiziune, cred că m-am gândit bine să întrerup de data aceasta întâlnirile cu dumneavoastră și să ne mai revedem la toamnă.